El e tata. Ți-am spus eu că n-ai să reușești? Ți-am spus. Ți-am zis de atâtea ori că n-ai nicio șansă în meseria asta cu atitudinea ta. Dar tu... Ea e mama. Tu tot timpul vrei să faci altfel. De ce nu ieși tu ca toată lumea? Uită-te la sora ta, ea de ce poate? Nu o să ajungi nicăieri cu atitudinea asta. El e tati. Cu atitudinea asta n-ai să... Cu atitudinea asta poți să ajungi unde îți dorești. Știu că uneori pare greu, dar sunt aici să te ajut dacă ai nevoie. Tu ești vocea din mintea copilului tău. Copiii devin ceea ce li se spune că sunt. Hai să creștem o nouă generație de copii care știu, pot și vor să vindece România de neîncredere.